Verdețurile de sezon au împânzit marginea trotuarelor din zona halelor centrale. Comercianții stradali își ispitesc clienții cu urzici, spanac, ceapă, dar și legume precum fasolea uscată. Nu, n-avem loc în piață, nu e loc. Toate sunt ocupate mesele și n-avem loc să vindem. Sunt și taxele de vină? Nu sunt taxele de vină, nu. Dar n-avem loc, n-avem unde să punem. Ne-ar plăce și nouă să stăm și noi la tarabă, să nu mai vindem așa. Dar asta e, n-avem loc. Unii preferă să vândă pe marginea străzii din comoditate. Vizitele dese ale oamenilor legii nu îi mai sperie de mult. Rău dăm tot foarte. Altceva face, dacă n-are lumea pantaloni să ia bani, serviciul n-are, leful n-are de unde să ia, de unde? Nu are lumea de ce fa. Vindeți aici și nu în hale pe tarabă? E multe și acolo n-ai loc, eu nu pot să stau în picioare, că sunt o loagă de picioare. Vă e mai comod aici? Poftim? Vă e mai bine aici? Mai bine stau și eu liniștit, așa este, stau așa. Dar ați avut probleme cu poliția, cu jandarmeria, că e ilegal să vindeți mai trece și e, dar... Mai domniță. În nedejdea lor, săracii, n-are ce să mai facă nici. Jandarmeria, dar și poliția locală sunt cu ochii pe cei care comercializează produse alimentare în plină stradă, iar cei surprinși de agenți sunt amendați pe loc. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Comercial acționează permanent pentru îndepărtarea persoanelor care practică comerț ilegal în zonele intens circulate ale municipiului pe domeniul public. Numai în ultimele 3 zile au fost aplicate 70 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 35.000 de lei. Totuși, nici măcar amenziile nu-i mai sperie pe comercianții de ocazie, care continuă să-și vândă marfa în plină stradă.